Andreea Bălan a început anul cu dreptul. Vedeta a lansat de curând clipul piesei Crazy About You, un clip în care este prezentată o mică parte din lumea în care trăiește artista. Au avut loc la Palatul Ghica și au durat mai bine de 20 de ore. Și chiar dacă la un moment dat Andreea apare doar într-o roche din dantelă în curtea palatului, artista a mărturisit că nu a simțit gerul. A fost înconjurată numai de oameni dragi ei, iar acest lucru o ajută de fiecare dată să treacă peste micile obstacole. Mai multe însă ne spune chiar acum invitata mea, Andreea Bălan. Bună, Andreea, bine ai revenit la Observator. Și să spun și fața camerei că îmi face deosebită plăcere să mă aflu la Observator când ești tu. Foarte mult îmi place să fiu cu tine aici. Mulțumesc foarte mult, Andreea. Cum a fost la filmările pentru Crazy About You? A fost frig, într-adevăr, dar eu am o echipă numeroasă. În primul rând, dansatoarele mele, care sunt multe, Petrișor, Bursucu, prietenii mei, toți au venit la filmări și normal că, fiind acompaniată de toți cei dragi, am uitat de frig, am uitat de probleme, mai ales că l-am filmat și noaptea. De oboseală, de stres. Câte grade erau? Îți amintești? Erau minus 5 grade, erau minus afară. Minus 5 grade, da. În roche de, da. Din dantelă. Da, da, da. Dar cred că a ieșit foarte bine. Regizor a fost Alex Ceaușu, post-producție și efecte speciale Cristi Smărândoiu. L-am filmat în decembrie la Palatul Ghica. Am filmat 20 de ore. De styling s-a ocupat atât stilista mea personală, Adelina Toma, cât și Andreea Inancur, care mi-a adus rochii și mi-a ales rochii de la designer români. Mi-am dorit foarte mult ca la acest videoclip să nu folosesc nimic din străinătate, să folosesc numai rochii create aici în România, pentru că noi avem foarte mulți designer talentați care, și se vede că, asta. Cred că merită să fie promovați. Da. Ideea a fost a ta pentru acest clip? Am lucrat scenariu împreună cu regizorul, cu Alex, și mare parte a fost a mea pentru că mi-am dorit să ilustrez la un mod metaforic aspecte din viața mea. De exemplu, am folosit aproape toate camerele din palat și în fiecare cameră se găsește altceva și se face o trecere în fiecare cameră. Pe scurt, ce anume se întâmplă în clip? De exemplu, în prima cameră le găsesc pe fete. Așa se întâmplă și viața mea, nu? Sunt acompaniată de fete la evenimentele mele. În a doua cameră găsesc o masă de poker și sunt înconjurată de băieți care joacă poker, eu fiind miza. Așa se întâmplă și în viața mea, pentru că sunt o miză la concerte, oamenii, da, doresc să mă aibă la concerte și plătesc să mă aibă la concerte. Deci, oarecum, la un mod metaforic se întâmplă și în alt videoclipul meu. După care, la final, dansează Petrișor. Petrișor este în viața mea ca și dansator, ca și partener de scenă. Apoi iar dansez cu fetele. Oarecum ilustrează universul scenic. Îți dai seama, nu ilustrează neapărat viața personală. Asta vreau să spun, pentru că mai este cineva în viața ta, Cheo, și el nu apare în videoclip. Nu, el nu apare, el întotdeauna este în spatele proiectului meu, managerează un pic proiectul meu și el a compus melodia aceasta, ca de altfel și ultimele melodii din ultimii 5 ani. Colaborați foarte bine, iată, în plan profesional și vă înțelegeți de minune și acasă. Da, da, de minune și chiar facem 5 ani în curând. Dar înainte, noi vorbim despre noi strict necesar în general, pentru că, din respect pentru publicul nostru, vrem să ne promovăm numai cu muzica noastră. Ai adus vorba despre concerte mai devreme. Cum merg în perioada asta? Merg foarte bine. Bineînțeles, luna ianuarie este o lună mai slabă din toate punctele de vedere pentru toată lumea, mai ales pentru industria muzicală, dar acum, din februarie, mai ales am început promovarea acestui videoclip, o să am foarte multe concerte. Bineînțeles, vine primăvara, unde nu mai vorbim, și apoi vara. Va fi o vară plină, ca și cele din anii trecuți.
Ce le pregătești fanilor în continuare? Te gândești deja la piese noi, la videoclipuri noi? Pleci iarăși afară? Sper din tot sufletul să am și eu concerte afară, nu numai pentru comunitățile de români, pentru că eu an de an plec în străinătate, în Germania, America, Canada și cânt pentru români. Dar de curând melodia Tripping, melodia de astăvară, a fost semnată în America, la Ultra Records și sper din tot sufletul să am și la vară și în toamnă concerte acolo, pentru că va începe promovarea în luna martie acolo și sper să mi se deschide și mie un pic ușile către alte țări. Fanii ce părere au despre ascensiunea asta ta? Fanii sunt cei mai importanți în cariera unui artist, pentru că eu am o carieră deja de 14 ani, de pe vremea Andrei, și dacă nu aveam fanii care să mă susțină an de an, indiferent de greșeli, de eșecuri, pentru că o piesă are succes, alta n-are, am avut tot timpul acești fani lângă mine pe care am reușit cu cum am știut eu mai bine să-mi țin aproape și datorită lor, după atâția ani, eu încă astăzi sunt aici, le mulțumesc din suflet. Ei mă pot găsi pe andreabalan.ro, lecțiadedans.ro, pe Facebook /andreabalan și tot timpul încerc să-i țin la curent și mai ales cu ajutorul internetului. Răspund? Da, pe cum îmi lasă mesaje, multe. Dar în ultimul timp cu ajutorul internetului putem să fim mult mai aproape, pentru că înainte, pe vremea Andrei, ne întâlneam doar la concerte și mai trimiteau scrisori, aveam o căsă poștală la Ploiești. Dar acum cu internetul este mult mai simplu să comunicăm, ne schimbăm, mi-ai trimit poze, e mult mai simplu să-i ții aproape. Ai timp să le și răspunzi? Da, da, da. Trebuie neapărat. Ce-ți scriu? În general, despre ce-ți scriu? Te susțin, te și critică? Bineînțeles, criticile eu le accept. Da, accept orice critică dacă este fondată. Și dacă oamenii care mă critică au dreptate, accept. De multe ori am fost criticată pentru, poate pentru stilul vestimentar. Ok, mi-am luat stilist, acum s-a văzut schimbarea clară în videoclip. Arăți impecabil. Da, mulțumesc. Deci accept orice critică și accept și criticile fanilor. Și ei tot timpul comentează evenimentele din viața mea și din pozele care eu le las pe Twitter, pe Facebook, pe site-urile mele. Și tot timpul sunt foarte aproape de mine. Și chiar și mâine o să fiu la Acces Direct și vor să fie în platou unii dintre ei. Să te susțină și acolo. Da. Ai adus vorba mai devreme despre piese mai puțin bune. Mi-e greu să cred că Andreea Bălan a avut piese mai puțin bune. A, nu e vorba de piese mai puțin bune, ci se întâmplă ca o piesă să aibă, să fie de top 10 sau o piesă să nu fie de top 10 și atunci nu contează în timp. Brandul este cel care rămâne. Numele tău este cel care trebuie construit și fructificat și el trebuie să rămână în timp. Nu neapărat dintre toate piesele tale, care e cea mai dragă? Sunt multe piese. Nu poți să alegi una, nu-i așa? De exemplu, am o baladă. Îmi plac foarte mult baladele, dar eu nu prea am făcut videoclipuri la balade, pentru că întotdeauna am mers... Cum se numește, spune? Se numește Nevermind, pentru că melodia sună cam așa. Never mind, I'll be alright, still I doubt every heartbeat. Never mind, I will survive out of your life. E o melodie de suflet, de suferință. Îți mulțumesc foarte mult, Andreea, că ai venit azi la Observator. Și eu vă mulțumesc. Vă pup!